cu respirația, inducția și asta ca doar, numai prima parte. Așa. E suficient, da? Așa, bună toată lumea. Bun. Facem o sesiune de recurățare, investigare pentru Mirela, care este aici cu noi. Da. Bun, să mergem pe puncte, să vedem parcurs. Relaxează-te, iar într-un moment am să te ajut să te relaxezi și mai mult. Am să încep să număr de la 10 la 1. Și 10, mai adânc relaxată. Și 9, continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8, însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare, chiar mai mult, fiecare sunet. 7, inclusiv sunetul vocii mele, te ajută. 6, să te relaxezi și mai mult. 5, mai adânc relaxată, mai liniștită. 4, ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3, este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2, cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1, încă o dată, dublează relaxarea și observă cât de bine te simți, doar ca rezultat al acestei stări de relaxare. Iar acum, într-un moment, voi număra de la 1 la 3. Când ajung la 3, te vei conecta cu partea sufletească a lui Mirela. 1, 2 și 3. Identifică, cere acordul și dă informații de ce suntem aici. Da, o văd într-o curte însorită. Este o alee de ciment. Este un gard parțial de plasă, Da. vopsit cu albăstru, așa, și cu stâlpi de beton. Și pare avea pom fructifer în partea stângă fundal. Ea este în fața acestei curți, pe trotuar, ne așteaptă. Da. Practica să începem sesiunea este dornică să vadă ce și Da. cum. Deci are corpul unei fetițe de 10 ani, Da. un păr castaniu, lung așa, Da. cu firul subțire, așa îmi vine să spun, și chiar este fin, așa, și e prins în spate, are o panglicuță, Da. o coardă în mână, dar fața este cea de la vârsta de acum. Da. Spune că este pregătită, era pregătită Da. să se întâlnească cu noi, chiar aștepta cu nerăbdare, da? Mă întreb de ce a optat pentru această înfățișare și spune că dincolo de vicisitudinile pe care le întâmpină în viață, în drumul ei, de faptul că este bine intenționată și deschisă și Da. dorește lângă ea persoane de bună calitate, adică cu intenții sincere, o tratează ca pe câteodată, spune, scuze de exprimare, ca pe un copil prost, spune. Ca Da. și cum eu nu aș fi un adult, așa, în loc să vadă, spune, partea frumoasă din mine, din sufletul meu, bunele intenții, Da. dorința de a trăi încă o viață frumoasă la care, spune, la timpurile la care alții sunt blazați și nu mai așteaptă nimic, spune, în loc să Da. aprecieze aceste calități, spune, ei mă tratează ca pe un copil căruia îi dai așa o bomboană și trece mai departe. Da. Și deci parcă iese din învelișul ăsta ca și cum ar fi și ea o pânză pe mijloc, știi, se dezbracă Da. și se înalță, adică se arată, se schimbă în spate, nu mai este nici gardul, nici pomul fructifer. Este undeva într-o mulțime. Da. Este într-o mulțime, acum este elegant îmbrăcată, Da. chiar deci are un costum cărămiziu format din sacou, bluză, știi, și pantalon, Da. așa. Are o poșetă în mâna dreaptă, destul de mare,
Da. Este pieptănat așa și cred că are niște ochelari de soare sau sunt de aia de soare și de vedere cu care și-a prins părul în față. Și dar mulțimea din jurul ei este, cum să spun, adică ea merge, dar mulțimea este blocată. Ca și Da. cum ea ar fi în fața unui tablou, a unor poze, Da. sau timpul este înțepenit pentru ceilalți și numai ea este în mulțime, știi? Și deci arată că împășește pe drum, că emoțiile nebenefice a celorlalți îmi Da. arată urmele energetice pe care le lasă ei, tălpile, ca o mizerie, așa, ca un Da. noroi translucit, să-i spunem, nu noroi așa Da. compact, ca de pământ, știi, de diverse nuanțe închise. Și mare parte, deci când îi se întâlnesc ochii sau, deci are câmpurile deschise. Asta, Da. deci vrea să spună părții fizice, că ea din încredere pentru oameni și din dorința de a face bine, spune, ea își deschide câmpurile și primește emoțiile celorlalți, da? Da. Văd aici în exact sub timus, înțelegi, are ca o cupă. Pare a fi așa Da. ca un pahar din acela de artizanat, în Da. care înăuntru este sticla și pe din afară este lemn, de o mărime cam așa și deci parcă aici s-ar umple. Dă pe din afară, o parte reverberează, iese în afara corpului Da. energetic. Alte părți curg așa și formează un fel de inimă spre chakra 1. Și apropo de chakra, uite, chakra 1 este la locul ei, chakra 2 este ușor deplasată în stânga, chakra 3 este Da. la locul ei, chakra 4 este ușor deplasată în dreapta. Stai că ea e față în față cu mine. Da. Deci ce spun se Da. înțelege invers. Așa, să continui de acum. Da. Așa, și deci așa, o chakra e deplasată în stânga, una în dreapta, știi cum, Da. cum. Deci este foarte fină și ușoară deviația, da? Deci, practic, chakra 2, 4 și 6 sunt Da. deviate. Stai acum să mă uit clar că Da. deci dreapta mea este stânga ei. Deci chakra 2 este deplasată în dreapta, notează. Da. Chakra 4 e deplasată în stânga și chakra 6 e ușor deplasată în dreapta. Eu sunt față în față cu ea și am spus cum îmi vine mie și Da. la este invers, da? Așa, deci acum s-a oprit, se uită la o vitrină mare, așa, ca și cum ar fi parterul unei clădiri care are etaje, niște balcoane albastre de lemn, pare a fi un hotel Da. sau așa, seamănă cu, înțelegi? Și bine, locul ăsta nu există în realitate. Facem o călătorie în interiorul a ceea ce simte ea. Da, Știi? Deci da. are modul ăsta de a se exprima, de a se conecta imagistic. Așa. Și iar jos este, cum să spun, ca un magazin a cărei parte frontală este numai din sticlă, da? Da. Așa. Și acolo înăuntru a pus, știi, mâna umbrelă Da. și se uită pe geam, bineînțeles că m-am uitat, ca și cum s-ar uita pe un geam. Da. Așa, geamul avea o ușor rotentă fumurie, știi? Iar acolo înăuntru se vede parcă ar intra în altă lume, da? O lume cu niște frumoase, așa, o plajă cu Da. nisip alb, alb, nu gălbui, alb-alb, Da. strălucitor, chiar orbitor și cu niște umbrele din material biologic, din stuf, din același, știi? Da. Și iar acolo jos, știi, că coboară cumva, se vede licărind o mare și soarele. Da. Și spune că așa va fi cândva la sfârșit, se va odihni, se Da. simte, cum să spun, se simte că muncește până la epuizare, da?
Și zic, câteodată îi vine să pună o frână, să pună un stop și să se întrebe pentru ce și cum, dar cerințele celorlalți, spune, sunt mari a celor, deci toată viața de când a putut a dat și pretențiile celor din jur se ridică la așteptările, pretențiile la cel mare și ea trebuie să le facă față, spune. Și zice, apoi eu m-am născut o luptătoare, spune, și n-am să o las jos, spune, tu. Știi? Da. Bun. După ce mi-a arătat diverse imagini, este timpul să mergem în interiorul cremă, o bulă de lucru, așa, cu fața mată, așa, deci să fie mată, pentru anumite ființe. Deci să dea ei accept celor dragi, celor care dorește să îi lese ca și partea sufletească să se uite la acțiunea ei de curățare. Da. Pentru restul și pentru entități neinvitate este opac. Așa. Apășit elegant în bulă. Așa. Da. Acum este îmbrăcat în halat. Da. Cred că este undeva pe ieșire din dos de la un spital. Așa. Pentru că încep o energie destul de grea aici. Da, este ca și cum ar împinge un nor când merge, știi, cu mâinile. Se petoc ca un fel de tavan fals, da, unduitor. Și deci tot felul de entități se ițesc. Unele din muchia de unde este peretele, știi? Deci parțial, cam de pe la piept, de la gât în sus, știi? Da. Se uită, par a nu fi deranjate unele de prezența celorlalte și deci sunt în norul acesta, da? Și ea este afară, așa. Mai este o persoană scundă cu ea, înțelegi? Și i-am spus, a zis că dorește să o lese să se uite. Este o femeie de la serviciu care este bună, să spunem. Da. Să se uite la nivel energetic, spune. Hei, dacă e așa, s-o lese să se uite. Așa, bun, dar pe din afară, bineînțeles. Da. Fiind o persoană necurățată. Așa. Deci este un triunghi în dreptul stomacului, în care este acest potir, care se umple cu emoții, așa. Da. Bun, la chakra sexuală, la chakra 2, deci văd ca o ventuză, ca un dop, așa. Îi aduce într-un portal, deci văd un fir care atârnă în jos, a fost rupt și parțial ars, așa. Și cealaltă parte este conectată ca la un portal, da? Da. Deci este legătura cu fostul partener ruptă. Da. Dar prin el se legase de... El parcă ar comunica, parcă ar ști ce comunică, parcă a chemat această ființă. Da. Ca și cum, știi, deci sub o stare de meditație, de hipnoză, ca și cum a invocat ceva, știi? De, așa, și pare că înainte de asta, deci, ea are niște fișiere în legătură cu asta și el face exerciții, înțelegi? El face, ca și cum ar face antrenamente pentru așa ceva. Deci portalul respectiv în care este în portalul respectiv în care duce conexiunea este ca un demon de dragoste, vine mie să spun. Este mic și roșu cu negru.
Deci spune Are că conexiuni directe cu ea? este conectat la chakra E2. Deci a Da. face curățare îndepărtează, dar ceva, o permisiune, o promisiune ascunsă cândva într-un moment de Da. pasiune, na? Deci a făcut-o să rămână conectată. Deci cablul acesta de conexiune, stringul, este Da. ca unul din acele fire vechi, îmi vine să spun de la fierul de Da. călcat, așa, care avea, deci, înăuntru cablul și pe din afară un fel de pânză în pătrățele și ca și cum ai strânge, ai late, așa, ai strânge pânza aia și încrețită. Adică vezi că ea a încercat să le elimine. Da. Deci este vorba de un moment în care el cere ceva de genul, promite în caz să fii numai a mea, ceva de genul, Da. dar în momentul acela el nu era curat, deci se întâmpla posesie, știi? Adică intrai de dea voi. Intra pe emoția lui de orgoliu. Da. Da, deci el cât timp a avut legătura cu ea, cum să spun, a fost foarte orgolios că a pus mâna pe o astfel de femeie. Da. Înțelegi? Deci, îl văd venind la ea, să spunem. Mi-arată ea, deci este plin de stringuri, ca și cum ar târî o parașută, Da. care pune rezistență chiar, știi? Și iar rând pe rând îi taie pretelele de la acea parașută agățată, alea sunt datoriile lui. Deci, în momentul când mi-a arătat, deci el s-a schimbat ca cel de acum, ca și când s-ar fi Da. îmbrăcat brusc, ca și cum știe că noi suntem aici și face astfel de curățare, deci cumva există un cod de urmărire a ei, chiar dacă nu mai Da. sunt împreună, da? Și deci asta a determinat, a lezat partea aia de femeie, înțelegi? Și a Da. făcut să aibă neîncredere, da? Este ca și cum introiecția lui, care există încă acolo, e strânsă ca un pliant în două, Da. iar în mijloc este o șuviță de neîncredere. Asta este treaba sinelui sau de afara sinelui. Viața asta să-și facă ordine aici. Și deci asta vreau să spun, că a spus că deci se pune un clopot de lumină închis în partea de Da. jos, care este indicat să-l fi chemat dacă a Da. venit singur, cu atât mai bine, pentru că trebuie să vedem orice legătură mai există, să fie ruptă, da? Deci el nu mai este cum era el, cum este Da. acum, cel puțin jos, la jos, la dantură, îi lipsesc dinți. Da. Deci arată ca un bătrân, așa, de 70 de ani, cu un păr stufos, gri complet, spre Da. alb, așa, cu Da. niște ochi destul de mari, așa, sunt verzi albăstruri. Mai degrabă l-aș asemui cu... Se poate să fie și din locurile noastre, caucazian. Este o Da. legătură din altă viață, da? Deci nu are dinții în față, dar asta nu înseamnă că în viața aia n-avea dinții în față, înseamnă că lipseau membrii de familie mai depărtați, da? Așa. Încerc să localizez unde este această viață. Da. Îmbrăcămintea oricum este, nu este nici clasică, nici modernă, este o îmbrăcăminte ecologică, cadențe sud de casă. Vegetația este ciudată, este o iarbă creață pe jos, da? Creață așa măruntă, ca Da. un păr. Așa, iar în spate se vede fund, deci este lin, și un Da. vârf de munte învolvit într-o ceață albastră, ca și cum este pe o colină montană. Dar ți-am zis, e
dubioasă treaba asta cu iarba asta. Și întreb, întreb pe partea sufletească dacă ea își aduce aminte, să-mi arate amintirea ei cu acest loc. Și dacă el cumva, prin percepția lui, nu l-a deformat. Știi? Deci, ca și cum, deci ia un buret așa, energetic, și curăță imaginea. Într-adevăr, este munte, dar parcă este brăzdat terenul ăsta. Parcă a fost arat. Iar iarba este dreaptă, nu mai este piață. Părea curioasă. El nu mai este așa de înalt. Cum se înfățișase, așa, fața lui nu mai este netedă, plină de șufre, de riduri așa adânci, da? Da. Iar ea este o femeie tânără, cam la 30 de ani. Așa. Este undeva aproape de Brescia. Da. E localitatea Brescia. Undeva este o, o zonă, așa, vine cu totul alte timpuri, îmi vine anul 1305, deci nici măcar nu este comunitate, tribul nu este, ba nu este, dar nu este unită ca o Italie, propriu zis, să știi, comunități italice, cum ar veni, da? Deci, porecla acestei comunități este French, pentru că s-ar părea că au și, cum să spun, indivizi de origine franceză, cumva. Da. Sunt, deci au un sânge amestecat. Așa. Cu puține cuvinte, deci el în această viață i-a fost tată. Da. Așa, și pare că a fost un eveniment pe muntele acela. Da. Deci s-ar fi arătat un fel de arhanghel, înțelegi? Un fel de arhanghel mânios și, deci, o hologramă. Și le-au spus că cei care sunt păcătoși, creștii, și, deci, au început să moară pe capete. Au intrat în program și l-au executat. Da, da. Știi, din comunitatea din lor și a, din comunitățile care au văzut acea minune, știi? Și, deci, la ei din familie moare mama, două surori, un frate și o cumnată. De asta să cei de jos. Știi, pierdut. Adică, și zic, deci nu i-a pierdut și pe cei de sus, pentru că, uite, caninii semnifică părinții. Da. Și, apropo, și când se strică tot asta, s-a stricat relația cu. Așa, și, deci, de ce se duce mai în sus, Tanturas, rudele directe sus, așa, vine informația. Așa, iar... măselele de minte sunt dezrădăcinarea, grija pentru un viitor incert. Da. Așa. Dar rădăcinile lor totuși sunt foarte importante, parcă ar face o conexiune în sufletul gurii. Și apropo, uite că nu este așa de bine să le scoți. Da. Parcă ar fi o întregire, o colire, o lipire a părților între ele ar ajuta la sedimentarea factorului critic cu energia sa, știi? Ar fi un suport, să spunem, pentru factorul critic când devine traducător și punte. Așa îmi vine. Bun. Da. Și zic, bine, cu dinții, cu asta, până la urmă, deci pare să că el a adunat tot ce a avut de valoare prin casă, înțelegi? Da. Așa, se ajuta de o femeie din vecin ca să aibă, are în jur, într-adevăr, de 70 de ani aici. Da. Și, deci, spune că viața aici, în comunitatea asta, nu mai are viitor, nu mai are sens și îi dă tot să se ducă, cum ar veni, într-un oraș, într-un târg mai mare. Tot, știi, să, tot ceea ce și niște butoni și niște nasturi, un lanț cu medalion,
tot ce are, deci niște pahare, suportul de lumânări, este aurul Da. Și argintul pe care îl mai are, bruma, da, care a mai rămas, este o familie de medie, deci nici foarte, foarte, nici prea, prea. Așa, și deci ea le ascunde într-un fel de căptușeala unei redingote bărbătești de-a lui, da, și pune așa, ca să nu atragă atenția, știi? Și da, deci ea pleacă. Dar pleacă deghizată în băiețandru, în băiat, știi? Da. Dar nu pleacă să stea băiat, știi, să se deghizeze, numai pentru drum, că este destul de... Deci spune că i-a dat tot aici, tot ce a mai avut. Da. Așa, și și-a păstrat foarte puțin pentru sine să-l îngrijească. Ar fi trebuit cam în 30 de zile, o lună, să se întoarcă cumva la el, parte cu... Deci cu alimente contra valorii vândute, măcar cele de bază, știi? Ce trebuie, da, dincolo de gospodărie. Care un fel de gospodărie de țară care, în care are și grădină. Sunt niște oameni care lucrează. Și femeia asta care vine și spală rufe și face curaj și mâncare. Da. Și deci ea se duce acolo. Ea și-a pierdut soțul, este văduva. Da. Și un copil de 4 ani, băiețel, așa, și deci băiețelul de 4 ani este soțul cu care are băiatul. Da. În fine, cu puține cuvinte, ca să nu mă mai înșir în tind aici, deci da, ea nu mai revine. Ea se îndrăgostește de o persoană. Deci da, se angajează, cum să spun, ucenică la o croitorie dimineața. Deci are, da, de pe atunci muncea așa, așa de mult. Deci da, ucenică la croitorie dimineața. Practic ea nu începe să coase, să brodeze, dar nu știe, mai mult face servicii la celelalte croitorii. Da. Iar seara este ajutor în bucătărie și în sală, la un fel de han. Așa, deci acolo la un han cunoaște un călător, așa, un domn parizian între două vârste, văduv, da, așa, cu copii, bineînțeles, și au loc discuții plăcute, știi, ele rupeau, aveau un dialect al limbii italiene, da, amestecat. Înțelegi? Deci nu era o limbă italică curată, știi? Da. Și deci el recunoaște cuvintele așa și pe baza că are sânge și francez din moș strămoș, se naște o simpatie reciprocă la care, deci el stă 10 zile la acel han. Da. Stau și discută seara, deși patronul o ceartă. Da. Discută cu clienții și deci este gata, gata să dea afară, dar el este domn și îl pune la punct și deci îi pune o chestie surprinzătoare. Îi spune, ești gata să-ți închei tot, toate obligațiile, adică să-și ia suma de bani pentru care a muncit, spune cu așa, da, și să mergi cu mine, spune, vei putea să fii mamă pentru copiii mei? Și atunci, deci ea este mișcată. Pentru că da, n-a pierdut copilul, nu s-a împlinit ca femeie în viața asta, ca da, mamă și cu el, dar nu reușește să se ducă la o lună acasă, nu reușește să se ducă nici la 2 luni, nu reușește nici a 3-a lună, nici a 10-a, nici a scrie scrisori, trimite, nu, da, nu ajunge ceea ce trebuie la tatăl ei, pentru că ea rămâne însărcinată. Da. Din nou, așa, deci naște o fetiță, are o viață frumoasă, da? Dar da, tatăl ei aici, cum să spun, moare în disgrație, da? Deși da, și el e țăpos, știi, că ar putea să mai valorifice mobile și asta, mai are prin casă lucruri, dar el credea că sunt doar ceea să stea acolo, știi? Adică ar fi putea să arendeze, știu eu, conacul, să existau mai multe opțiuni, știi? Și da, o învinuiește pe ea. O tot așteaptă, ca și cum sprijinul
De fapt, el este ca în zgârci și nu i-a venit tocmai bine să-și adune tot, știi, ce era de preț, știi? Așa, deci ea pleacă acolo și când se întoarce, tatăl este deja îngropat de 4 luni de zile, știi? Da. Deci, de mânia cu care pleacă, el rămâne atârnat acolo. De conacul ăla, de locul ăla, ca și cum da. Ar pânti. Deci nu pleacă complet. Nu vrea să plece, nici măcar în portal de lumină pe care îl deschid zburătorii nu vrea să plece, refuză, știi? Da. Și atunci el rămâne pradă energiilor joase, a reptilienilor, a demoniacilor, știi, a mantidelor și până la urmă este chipul salvat de o mantidă cu care face contract, știi? Da. Deci asta îi reproșează, asta este, cum să spun, deci asta este ultima chestie karmică pe care și-au făcut-o ei reciproc, știi? Da. Atunci când l-a întâlnit în viața asta, deci la nivel energetic i-a știut. Mai are și alte chestii din urmă, da? Mai are și alte. Povești din urmă, dar asta este, da, să spunem, cea care a rămas, da? Da. Deci undeva, de undeva, deci aș scoate potirul acela din piept, știi? Pentru că a înțeles neînțelesul, obligația care l-a făcut să se adreseze lui, să se conecteze cu el, să se... Da, și zice, acum tu ai văzut că din ce cauză am lipsit în acea viață și zice, ce rost mai are, spune, să cărăm cu noi mâniile, să cărăm ceea ce a fost, spune, nici măcar nu mai suntem la fel, da? Le spune acolo, în acea viață eu ți-am fost fică, da? Erai tată, da? Și zice, până la urmă, da, a fost o promisiune neîmplinită, dar n-a fost cu rea intenție și ai văzut că material am încercat să am grijă de tine, dar au fost alte impedimente care au oprit asta. Da. Și zice, de acum n-a mai fost karma mea, a fost karma ta că nu a ajuns ceea ce trebuie. Eu mi-am făcut partea și te-am ajutat cum am putut, spune. Zice, acum nu era să mă duc să vând și să vin înapoi să te îngrijesc în acea viață și să murim amândoi de foame, anules de greu, știi? Și zice, orice s-ar fi întâmplat în orice viață și consider că am plătit cu vârf și îndesat, știi? Și zice, tu, deci eu te-am tratat ca pe un, ca pe un domn și tu pe da, dinos ai râs de mine. Deci inclusiv, deci a umblat cu mai multe femei, dar pe una o avea mai mult timp, înțelegi? Da. Știi? Și deci nici nu vreau să repet ce da, cuvintea se din gura lui. Uh-huh. Spunea, știi? Adică el plănuia să pună lăbuța pe da, ce a pus, așa, și să apoi să-și trăiască viața cu cealaltă. Acum nici măcar nu este cu ea, pentru că și cealaltă la rândul ei tot pentru da, asta, tot pentru interes. Uh-huh. Adică, vezi ce a creat, aia a primit, știi? Nu știu, îl văd rufos așa și pe din capul lui, cu o geacă albastră, așa, un bleu spre gri, așa, prin care iese puful prin ea, nu știu. Și dezordonat, nebărberit, nearanjat, ne... Parcă merge pe o stradă cu mâinile înfundate adânc în buzunar, niște Adidas da, și așa, groasă albă. Parcă de tineri, de copii, de alea, da, cu blătituri, cu șmecherii prin... Și deci merge așa și vorbește singur de din cap. Da. Bun. Deci să-i spună clar că să-și retragă orice. Da? Da. Încerci să localizezi în casă dacă sunt
obiecte puse sau care aparțin, care au o energie care emit ceva nebene. Da. Așa. Pare că da. Nu numai că și-a luat cea lui, dar m-a luat și de a ei. Așa îmi vine, știi? Uh-huh. Și că ea ar fi spus, știi, să, numai așa, că să-l vadă plecat. Uh-huh. Da. Bun. Oricum, este timpul să-și retragă abundența benefică de la ea. Da. Deci, de parcă abundența ei benefică se revărsa peste ea, în ea, în afara ei. Dar mergea și în buzunarele lui și în pieptul lui. În înfășura de energie, ca și cum îi punea o trenă de împărat, așa, aurie, știi, pe lângă ce se ducea în buzunare. Parte din abundența ei care se revărsa la el, combinată cu a lui, se ducea la o tipă. Are un breton așa și părul și Atene așa nesipiu. Prea grozavă nu e. Buzățică. Femeia aia. Așa. E și tinerică. Așa. Deci are până în 34-35 de ani. Da. După ăsta feții, știi? Și tot o să-și retragă acum definitiv și în genere să-și retragă abundența benefică, că am prăștiatul la fiul la rude și la toți cunoscuții și de la asta și până și țigării cer și acolo cedează, știi? Da. Așa, și ea parcă n-a învățat să spună nu la nimic, înțelegi? Da. Deci și la serviciu sunt persoane care printr-un tertip sau altul, prin mici chestii, tot profită de abundență. Și o retragă de peste tot, da? Bun. Și acum să retragă toată abundența benefică din toate impozitele pe care le plătește, da? Să rămână suma fizică, energia banului care circulă, că asta este 3D, dar din toate impozitele plătite vreodată până în moment. Și să facă și un plan de viitor ca toată această abundență benefică să se recicleze mereu și să-i revină, da? S-a plătit suma, s-a retras abundența benefică, da? Deci din toate impozitele în primul rând, așa mi-a venit să spun. Apoi din toate plățile și toate, tot ceea ce reprezintă a achita, înțelegi, orice schimb cu monedă fizică sau virtuală, de peste tot. Așa, da. Să-și o retragă la ea. Știi ce frumos se retrage? Sunt ca da. Niște fire, sunt un verde ca bradul, așa, cu ace albe și aurii, dar înăuntru este alb-auriu orbitor, știi? Deci firele astea, da. Și cum sunt niște chestii, niște cabluri din inox, așa, și le-ai scutura și ele se lovesc, așa, și se rotesc și toate vin aici în piept. Înțelegi? Aici în piept. Da. S-a adunat și pe măsură ce revine, pentru că este vorba de vitalitate, de energie, da? De bucurii, de capacitatea mai profundă de a prelucra și elibera emoțiile. Deci nu este vorba numai de abundență materială, știi? Este tot ceea ce înseamnă abundență în viața unei persoane care este suflet, știi? Și deci s-a luminat, să știi, de la tălp până în picioare, înțelegi? Ca și cum i-ar fi o seringă, să spunem, ipotetic vorbind, și se trage ser de aur, știi, coloidal. Și ea se umple, uite, își așează ceacrele cu mâinile. I-am zis să se conecteze acum și cu spiritul adevărat și necontaminat al mamei Terra și energia pură apei, dacă tot face lucrul ăsta, da? Așa, foarte bine. Acum își așează ceacrele, știi? De asta am zis să-și regleze ceacrele, da? Deci este cu ceea ce am auzit? Da. Parcă s-a auzit un țăus, nu se din cauza avut. Așa, deci ea de asta avea ceacrele, deci este ca și cum și-a împins feminitatea, așa
și a și blocat-o, știi? Era și ventuza aceea de furtișag energetic, dar și ea parcă își pusese lagăt la feminitate din cauza dezamăgirii și scoate tot afară, tot felul de reziduri, da? Momente în care, cum să spun, este, pare rău să o spun, da, evidentă diferența de educație, da? Momente în care el se purta necorespunzător, dar ea din bunătate trece peste asta cu gentilețe, așa, cu, adică făcea gafe sociale, știi? Câteodată gafe, așa, îi văd, nu știu, la o, la un fel de, da, de rasă și el clefăie așa și râde și a boverii și a curs așa pe piept, pe un plăvăr, da, bej. Acum, na, n-a fi chiar bej cam fizic, dar cert este că deci ea dă să șteargă cu niște șervețele, știi, tamponează și la care el îi împinge mâna și da, spune, ha, spune, Ena, lasă că nu-i toată lumea așa prețioasă sau pretențioasă ca tine, știi? Mm-hmm. Și deci ei asta, deci să scoată toată ciuda asta afară. Deci are ciudă pentru că a făcut, a da, dat, înțelege, a avut așteptări, așa, și este vorba de introiecția, de imaginea care și-a făcut-o despre el, da? A crezut că este, cum să spun, da, că pune mai presus, știi, emoția dintre ei doi decât da, chestiile sociale și își dă seama că s-a înșelat. De fapt, el era, cum să spun, pentru el, ea era perla coroanei lui, bărbătești, da, a cucerit-o, știi, și că este și reușește cu ea și este ca și cum câteodată rângea pe din dos, că a reușit să o pună, da, anulez cu botul pe labe, anulez de creier, știi? Și toate astea se încheie acum, da? Toată ciuda asta, toate așteptările, toate introiecțiile, tot ceea ce ținea potirul acela cu neîmplinit, da? Strâmbarea, da, chakrei 2, totul de da, se scurg odată cu reconectarea. Ea se înnoiește. Da. Efectiv se înnoiește la turbul energetic, da? Da. Acum a ajuns la chakra 3, da? Da. Aici sunt și ceva fricțiuni cu fiul ei, știi? Da. Ca și cum, deci, cere momente nepotrivite, știi? Sau îi cere anumite chestii, înțelegi, pe care ea, de exemplu, n-ar fi vrut atunci sau cum să le, în momentul în care se cer, să le facă sau să le dea, știi? Așa. Parcă el se simte ușurat, că deci nu i-a plăcut relația asta, știi? Cumva se simte ușurat, știi, la nivel energetic, s-a terminat, da? Și deci a ajuns la chakra 5. Este ca un guler de gheață la chakra 5, da? Da. Guler de gheață, o gheață albastră așa întâi. Da. În albastru, cum este cerul când se pregătește de furtună, în albastru închis. Acum s-a curățat și un fel de salb, da, așa, de gheață și făcută din cristale cu țepi mai mari sau mai lungi, neregulați, știi? Deci astea sunt toate emoțiile îngrămădite acolo. Spune că a avut un guler compact așa întreg după, înainte de a se încheia această relație și după, dar făcea tehnica prin respirație de eliminare, da, emoțiilor și atât a reușit să elimine. Așa. Bun. Deci s-a dus până la 6, acum la 7, dar o rotește, da, pe 7 și le-a aliniat, se uită prin ele. Da. Și a trebuit să strângă toată energia emoțiilor din toate viețile, timpurile, spațiile și locurile. Și da, lor. Da, să le transformă în informație. Așa, da, și să se relege de supraconștientul colectiv. Este ca și cum și-ar fi pierdut legătura
Dar ca și cum precizez legătura între părțile ei, da? Ca și cum nu mai avea încredere în intuiția ei și în ceea ce simte, da? Pentru că sinele îi dădea semnale de șuntul relației, știi? Da. Și ea refuza la nivel mental să creadă. Spunea că îi se pare, știi? Adică da. Lua drept eronate mesajele sinelui și drăbune mesajele din afară, ceva de genul. Nu complet, da. Dar erau inserții suficiente cât să-i dărâme încrederea în ea și în puterile ei. Spune-mi, iau puterea înapoi. Așa? Da. Deci scoate așa ca o zeamă neagră, când am cum să-i zic. Da. Spune, acestea sunt toate neiertările în legătură cu el. Și deci le-a făcut foc de catarsis, am zis să facă. Da. Le-a ars complet, a scos și neiertarea de sine afară, neîncredere. Da. Deci le scoate așa pe gură, asta-mi place, ca aruncători de flăcări, ca niște da. Șerpi sau limbi de emoții, știi? Și deci văd cum corpul emoțional, deci aura ei se conectează. Deci este corpul, corp energetic, deasupra da. Are aura ei, așa care se conectează chakra cu chakra, loc cu loc, cum ar veni, înțelegi? Deci așa da. Cum trebuie. Așa, bun, foarte bine, deci s-a reconectat, s-a refăcut, s-a curățat și factorul de rezistență, potirul da. Neplinirilor, cum îi spunea ea. Așa, este timpul să se lese, să-și accepte întregul potențial pe viața asta și se va găsi reconectându-se, acceptându-și întregul potențial, așa, da. Va găsi posibilități de vindecare, da? Da. Deci ea are darul de a asculta oamenii, să știi. Da. Adică este un foarte bun ascultător și, deci, într-o discuție cu un cuvânt pe care îl punctează, ea poate să schimbe direcția de gândire a unei persoane. Are capacitatea asta, deci, da. De a determina schimbarea în om, da? Chiar da. Și discuția simplă cu un client, să spunem, așa, ca să nu atragem atenția la altele, așa, deci, da. care vine la ceea ce face ea, deci poate să schimbe optica omului, înțelegi? Deci poziția privitorului și conexiunea cu sine însuși. Și prin atingere, atingerea ei este foarte blândă. Deci îi plăcea mult așa. Deci, da. Bun. Așa, deci acum s-a reconectat, o să, și apoi mergem și răspundem la întrebări, da? Dacă a început da. Cu curățarea, este bine să o continuăm. Bun, acum aș dori să spun, dacă dorește, să-și retragă toate părțile sufletești, până la ultimul foton și compozit, ea o face, da. Să știi. Și, deci văd că sufletul este complet. Dar... Da. Acum, în ultima vreme, și-a mai închis chakra inimii. Dar ea știe cum trăiește emoțiile. Parcă în momentul când găsește o persoană, se răspândă da. Vibratoriu, că-i prieten, că-i... Deci orice, deci este atât de bucuroasă de persoane sincere, încât parcă se duce cu tot sufletul în el și, sau ea, știi? Da. Așa, deci are un stil și... Acum și-a adunat până la ultimul foton. Da. Așa, deci sufletul este complet. Într-adevăr, deci plasma avea o semnătură violacee. Da. Așa, ca și cum... Ce este? Nu știu, deci... Îmi vine o informație că a avut o modificare la Jenna Hawks. Fii atent, deci spune, există Jenna Hawks și Jenna Hawks, care înseamnă farsă.
Asta o știu eu. Da. Așa, deci este ca și cum sunt originalul și replica din oglindă, înțelegi? Da. Așa. S-ar fi încercat conectarea ei la un program, înțelegi, da, de modificare prin natura serviciului, printr-un act care l-a semnat, așa. Acum ia să mergem pe firicelul acela, da? Da. Dar ea a dat semnătura și a dat acordul cum ar veni în astral, dar da, nu s-a făcut nimic pentru că ea este rezistentă. În schimb, lupta asta obosește, lupta asta de opunere, da? Da. O să anulăm imediat toate ritualurile, da? Bun. Să vedem un punct important care a rămas. Da. Bun. Spune că a cunoscut o persoană mai apropiat de vârsta ei, din care comunică numai cu mesaje. Și bine face. Da. Da. Spune că nu a reușit să întâlnească. Aș vrea să știe de ce se simte atrasă de această persoană, dacă este o legătură karmică din alte vieți și ce o împiedică să se întâlnească, să se cunoască. Da, e legătură karmică este, da? S-au cunoscut da, și în alte vieți, da? Deci o văd într-o viață în Rusia și este un bal, da? Iar da, el este trecut binișor înspre vârsta a doua, ea este o domnișoară. Dar el este bărbat frumos. Da. Știi? Pare un bal public din asta, de la o sărbătoare, da, știi, la care au acces toate clasele, da? Bine că locurile sale de dans sunt diferite. Ea este tare nurlie, așa e frumoșică. El este bine conservat, înțelegi? Dar el a fugit din sala lui a oficialilor pentru că a văzut-o pe culoar, știi, alergând, se grăbea, da, și era frumoasă și îmbujorată și și-a dorit-o, da? El este însurat aici, știi? Da. Așa, și deci până la urmă o convinge să-i fie metresă, știi? Amantă, da, și când rămâne însărcinată o părăsește, ea apelează la un gen de mașteră, de așa, și moare în timpul întreruperii de sarcină. La vârsta de, cred că nici 18 ani, nici majoră nu era. Da. Da. Așa, și deci apoi el are regrete, știi? Bine că se află până la urmă de aventura lui și toată averea și poziția o are prin cucoana care o are acasă. Da. Și se cam prăbușește edificiul și pus cu botul pe labe. Are o viață urâtă după aceea, cu reproșuri, da, din partea familiei ei, care sare în cap și pe bună dreptate la odică. Așa. Da. Și deci până la urmă el simulează un accident de vânătoare și se sinucide. Se aruncă. Da. Ca și cum s-ar împiedica calul, știi? Mm-hmm. Așa, și deci el, printre altele, pe legătura karmatică, a venit în viața asta să spele planul karmic, dar entitățile, da, i-au împiedicat să se întâlnească până acum. Ca și cum drumul ei era ocupat cu alte persoane. Și acum este liber, da? Dar el are o reptilă de toată frumusețea care, da, vorbește prin el și îmi vine informația că nu are situație economică clară. Uh-huh. Adică există o legătură, obligație, multe lucruri în comun neclarificate, da? Da. Și este foarte bun de gură, da? Uh-huh. Și mai zic și așa, o persoană care era interesată să urca călare în prima căruță și venea să o bană. Să-l întrebe, verde, de ce amână? Face to face. Da. Pentru că, practic, entităților de pe el le este frică de ea și de conștiința și de energia ei. Da? Uh-huh. Așa, deci dincolo de aceste chestii care se pot curăța, știi, karmatic. Da. Are obligații. Până la urmă, lucrurile materiale sunt lucruri materiale. Așa. Deci, nu este
un om rău intenționat. Da. Este un sufletel simpatic, frumos, mm-hmm. știi? Așa, și ca și nivel energetic și ca și atracție, adică văd o potrivire mult mai mare. Da, în fine, are o bucată de suflet la un monument, într-un cimitir, acolo unde e mort un copil înăuntru și zburător, știi, doi îngeri de ea. Și de, i-am dat informația asta, dacă vrea să o ia, că nu ne da. Împiedică cu nimic. Nu, deci nu-l obligăm, nu l-am chemat cu forța, am venit să vedem care este legătura, da? Uh-huh. Și deci el ia, acum parcă ia toată conversația aceea care o are cu el, știi? Ca și cum ar scoate da. Cu palma din telefon, ca pe niște carte, ca pe niște cărți. Da. Și trece iarăși cu mâna energetică și curăță această conversație ca să vadă minciunile. Uh-huh. Știi, să vadă ce a rămas, înțelegi, din toată asta. Și da, într-adevăr, pe undeva se curăță, dar rămân și multe lucruri da. Sincere, da? Uh-huh. Adică s-ar putea înfiripa ceva frumos, dar să-și am măsurile de precauție totuși, da? Da. Trebuie să vadă ce este adevărat, verde în față și să nu-și mai facă introiecții. Deci are talentul ăsta de a-și face da. Introiecții, adică ea speră, crede în oameni, da? Iar oamenii nu judecă cu mm-hmm. inima. Înțelegi? Nu sunt conectate. Da. Astea două, decât foarte slab la marea majoritate. Da. Da. Bun. Și să observe dacă o să fie bine din punctul ăsta de vedere al spiritualității pe care, în care ea este și în lucrurile care cred, pentru că nu știu cumva îl văd legat foarte strâns în chingile de religie, deși ca profesie, cred că în ultimii ani l-a apucat. Nu cred că a fost da. Întotdeauna în așa ceva. Da. Bun. Bun. Spune că a făcut un test de anticorp și rezultatul a ieșit înalt, deși a lucrat la urgențe în secția de așa. Nu, pentru că are, ea are putere creativă. Să știi că și succesul vieții ei, pentru că este un succes viața ei, da? Da. Așa, să se uite la câte a realizat singurică, da? Și succesul vieții ei, deci este... Am văzut silueta soțului. Da. Așteaptă într-o poartă albastră. Are o geacă și o perietă. Știi cum erau niște chestii de pus pe cap, așa, știi? Da. O bască cu moz de la, știi? Din comunism, așa, uh-huh. și niște pantaloni și parcă se uită, așa, și dă din cap. A apărut în momentul în care, bineînțeles, dincolo de sferă, nu contează. Da. A apărut în momentul în care ceva cu maică sa, în momentul în care i-am zis că viața ei a fost un succes, știi? Da. Acest succes, da? Uh-huh. Pentru că de multe ori este prea autocritică, da? Da. Este ca și cum, deci, luptă cu ea însăși, da? Și ridică ștacheta totea, mai sus, mai sus, mai sus, mai da. Bine, mai mult, mai cum trebuie și așa mai departe, știi? Uh-huh. Și deci a apărut ca și cum ea s-a uitat în urmă la partea aceea a vieților comune, știi? Da. Da. Bun. Ce s-au fost punctele? Putem să începem curățarea finală. Putem să terminăm curățarea. Da. Da. Așa, deci o să meargă deci, în supraconștientul colectiv, adunând da. Toată energia emoțiilor din toate viețile. Din... Orice formă gând care a fost întrebuințat, da. Cu sau împotriva ei, prin intermediul acestei da. Formule, așa constituit partea unui plan sau unui program, aplicat asupra ei sau oricărei ființe cu sau fără viață în programele entităților, să le
renege să le ard acum. Așa. Să curețe toate câmpurile morfice unde consideră că n-a făcut lucruri pe bază de coduri de lumină. Da. Așa. Să ceară iertare tuturor ființelor care le-a rănit într-un fel sau altul vreodată. Da. Și să accepte posibilitatea de a fi fost în eroare și din cauza unor alegeri greșite și din cauza unor factori din afară. Așa. Da. Linie genetice, dacă și le-a curățat. Se conecteze cu holonul original, să-ți facă morfon pe viața aceasta. Stai așa, că uitam la liniile genetice, deci am vizualizat linia ei genetică ca o galaxie luminoasă. Da. În care aș dori, deci să o culme cât este cum ar veni, asta nu înseamnă că va nega existența fiului și a moștenitorilor terestri. Da. Este vorba de ceea ce ar urma după el, da, să clarificăm și aspectul ăsta, da, și să ia, să o ducă în sursă. Uh-huh. Așa, și să-și lege abundența benefică complet, corect. Da. Pe sursă se reverse această abundență în toate formele, da, de stare și între ele, până la sânge și plasmă, la ultima nucleotidă, da? Da. A intrat în holon, în mugurile original, da? Deci să-și înainte de da, suprașa, nu morfonul, vreau să-și ia cheia codului de lumină. Da. Codul scrie personal. Programele de tinerețe, elasticitate, tonus, suplece. Da. Așa, da, și a scos din telomer, ca și cum este un bostănel atos, exact, da, telomerul, de făcut din mai mulți. De fapt, este unul. Da. Așa, așa îmi vine, unul mare. Și deci scoate din, parcă sunt niște chestii atoare, cum e bostănelul sau ce o fie, lufa aia, din care da, se face buretele alea, așa, pe dinăuntru, asemănător și, deci, sunt niște cerculețe, niște firișoare mici și le trage afară. Da. Deci, sunt efectele acestui program, știi, de aliniere la timp, înțelegi? Da. Și de recunoaștere a îmbătrânirii, știi? Uh-huh. Și de recunoaștere că odată cu vârsta se întâmplă lucruri, le-a scos pe toate afară. Da. Așa, tonus, elasticitate și tinerețe și veselie celulară. Mm-hmm. Mi se vizualizează într-o oglindă, este netedă și are ochii mari și verzi și părul roșu. Tuns așa cu preton, un păr spumos, știi? Și râde la imaginea ei. Deci da, și-a făcut și, știi, bun. De să ia acest cod original și să-l bage în cheia ființei ei. De aici încolo toate programele negative se spar. Se da, se elimină. Tot fel de introiecție de animale. Un om cu cap de cerb. Da. Deci foarte vechi, niște constructe foarte vechi care nu-și mai au locul. Pentru că ele oricum sunt stocate în supraconștientul colectiv. Da. Se anuleze și definitiv. Deci orice contract. Promisiune, permisiune, ritual la care a participat, orice s-a făcut fără sau cu voința și știința ei, cu orice tip de entitate, de înaltă sau de joasă vibrație, în toate timpurile, locurile și spațiile și din afara lor. Așa și, da. Bun, canal de abundență benefică și l-a refăcut și a adunat abundență benefică împrăștiată. Dacă da, mai vrea să transmită ceva, deci poți să fizice. Spune să aibă încredere în ea, da? Spune, tu ție ești cea mai valoroasă. Deci prin asta a dat de înțeles că trebuie să se iubească pe sine. Întâi. Da. Și după aia să se lupte pentru ceea ce este în jur. Uh-huh. Da. Bun. Dacă suntem gata, atunci revenim aici acum. Da. Și ne deslipim.